primă oportunitate este să atragem pe tinerii absolvenți de liceu să vină spre științe. Avem un interes și pe termen lung. În lume există o dilemă, cum să se schimbe sistemul educațional ținând cont de dezvoltările tehnologice. Așteptarea pe termen lung este să avem niște rezultate care pot să ajute la determinarea acestui raport între educație și tehnologie. Ne dorim să fie o colaborare foarte frumoasă, în urma căreia copiii să plece acasă fericiți, să plece mulțumiți, să aibă mai multe cunoștințe și poate cu ocazia asta să fie ceva mai clari în deciziile pe care le vor lua în viitoarele lor cariere, privind viitoarele lor cariere. M-aș aștepta la idei noi. Aș încerca să îi stimulez să iau de la ei idei noi, concepte noi, să îi provoc să vină cu ceva nou în ceea ce fac. Oricum, tema propusă e o temă destul de interesantă, zic eu, parte de astrofizică, o să ne uităm la galaxie, o să ne uităm la găuri negre, la principalele caracteristici ale găurilor negre, cum sunt ele percepute, cum se pot reprezenta. Face plăcere să avem ocazia să lucrăm cu niște tehnologii cu care nu avem ocazia să lucrăm de obicei. Și eu personal, fiind pasionat de informatică, îmi place că tema la care sunt, crearea unei interfețe pentru acceleratorul de particule, are un anumit grad de interdisciplinaritate. Simt că va merita acest timp pe care îl acord școlii de vară de la Măgurele, deoarece voi cunoaște oameni noi și voi avea ocazia să învăț lucruri noi și poate chiar și eu îi voi ajuta pe cei pe care îi cunosc să învețe lucruri noi. Simt că și Măgurele are aceleași oportunități, adică poate să ne dea aceleași șanse, pentru că am auzit că este foarte bine dotat și sper să învăț cele mai interesante chestii pe care le-am învățat, să le învăț la Măgurele. Am zis, măi, tot am timp liber și de ce să nu încerc să fac ceva constructiv care mă poate ajuta pe viitor? În primul rând, fizica m-a atras. Experiența mi s-a părut extraordinară. De ce pot să spun extraordinară? Fiindcă am lucrat ceea ce la liceu nu prea am fi putut să lucrăm. Mi-a plăcut foarte mult că am vorbit și lucrat împreună cu un cercetător. Și este o diferență între un cercetător și un profesor. Amândoi își fac o treabă excelentă, dar cercetătorul este ceva total diferit. Mi-a depășit așteptările, a fost foarte frumos, am învățat multe lucruri. Am interacționat cu oameni foarte bine pregătiți. Această școală îmi va ajuta în cariera viitoare. Acesta e și motivul principal pentru care am venit aici. Cu siguranță aș veni și anul viitor. Vreau să cunosc iar, să interacționez din nou cu acești oameni, să cunosc alte persoane noi, să învăț și mai multe. Această școală este o oportunitate extraordinară în acest sens. Elevii de liceu pot să vadă concret cum acest ecosistem, care este platforma de fizică Măgurele, prin institutele de pe platformă, prin ambientul studențesc, dar în particular și în principal prin ochiul vârtejului care este reprezentat de Universitatea din București și care oferă deschidere prin cele 19 facultăți spre toate domeniile, este un lucru foarte, foarte bun pentru tinerii noștri. Toți elevii ar trebui să treacă prin acest fel de experiență.